Prietenii noștri de la Total Tools sunt și în această dimineață alături de noi. Vorbim și de această dată despre serviciul pe care îl găsiți la Total Tools. Bună dimineața! Bună dimineața! Da, bine ai revenit. Nu vă neapărat de pe... Uite, ieri am fost să cumpărăm un utilaj. Bă, chiar am intrat în service și mi-a plăcut că a venit un nene care ne-a pornit instalația, ne-a arătat ce și cum, cu benzină, cu alea, cu... Deci chiar, chiar tare chestia asta cu încercatul sculelor înainte. De obicei, la magazin, când te duci, nu prea ți le probează sau unele ți le mai bagă în priză, dar la voi, fiind utilaje mari, și de data asta era vorba despre un, cum îi zice la asta, că tot uit, ce-am cumpărat. Sau ce? Nu mă, mare, generator de curent. Generator de curent. Care ar dita mai generator. Și trebuia să vezi dacă pornește, dacă funcționește, dacă cum consumă dânsul curent. Și a fost pornit de domnii de acolo, au adus și un flex să vadă dacă funcționează, deci totul în regulă. Iată servicii complete prin service, nu? Da, prin service. Noi, în general, toate generatoarele și sculele care vin cu motor termic nu sunt alimentate cu ulei, carburant, deci nu au nicio... Deci ele vin... Vin efectiv goale de la producător, doar produse. Și voi faceți tot ca să... Noi trebuie, da, să le facem o pornire, eventual în fața clientului să vadă, să... Da, asta a fost chiar... Înțeleagă și el funcționarea lui... Cum se pornește, cum se oprește corect, se închide benzina, nu se închide benzina. Știi ce am vrut să te întreb? Există posibilitatea unei garanții în... Deci, nu știu dacă se practică, dar la unele magazine se practică contra unei taxe o extindere a garanției. Sincer, nu am foarte multe detalii. Eu fiind de pe sediu, nu am foarte multe detalii de garanție extinsă, dar... Cred că s-ar putea să avem și astfel de opțiune. Pentru că sunt utilaje sigur. Care sunt la care omul cumpără și utilaje scumpe, utilaje care costă zeci de mii de lei și nu vrei să ai cât de cât o garanție, mai ales că dacă este pe persoană fizică, este foarte... Bun, aici nu este între pe tine, dar chiar am văzut ieri, de fapt am văzut că am fost împreună, există unele aparate care vin cu garanția dată de producător, unele care există anumite oferte la care se mai adaugă garanție. Da. Și aici am vrut să te întreb, acum nu știu dacă știi tu, dar care este cea finală? Pentru că ai văzut, erau două. Aparatul a venit însoțit de 5 years warranty, dar avea una separată în care era 3 ani. Eu am întâlnit la anumite scule, acea garanție de 5 ani sau de 3 ani se poate extinde în cazul în care accesați o platformă online și înregistrați acea scule online. Am înțeles, deci așa... Deci se poate, așa am văzut la anumite scule, în anumită gamă, se poate prelungi pentru persoanele fizice cu un an. Nu, am văzut că și la asta, probabil de fapt, și aici era 5 ani garanția pe motor și nu pe unitatea care produce curent. Sunt două lucruri diferite. Motorul era Subaru, unitatea italiană, altceva. Da. Deci, referitor la garanții, trebuie lumea să întrebe și să se intereseze foarte bine. Foarte bine, da. Și, în primul rând, să aibă certificat de garanție completat pentru eventualele cazuri de service, să prezinte factura și certificatul de garanție neapărat. Este o chestiune obligatorie. Toți clienții să țină cont de aceste două lucruri destul de importante pentru garanție. Să aibă totdeauna factura de unde s-a achiziționat produsul și certificatul de garanție completat, cât mai corect și lizibil. Da, și foarte iară important este ca cei care cumpără orice își iau să citească bine certificatul de garanție, pentru că acolo sunt niște condiții. Da, să-l citească foarte bine chiar înainte de a pătrunde în unitatea de service, ca să aibă o cunoștință. Noi, eventual, le reamintim anumite chestiuni care nu fac obiectul garanției, dar... Nu lăsat la temperaturi ridicate, la temperaturi scăzute, să nu aibă, să nu-l arunci, să da, dai cu el. Să fie utilizat conform domeniului pentru care a fost proiectat. Nu, dar și deci depozitarea contează, că dacă l-ai lăsat undeva, până nu știu unde ploaie și a înghețat după aia și un om nu mai merge. Da. Păi nu mai fi mergând, dar asta a stat la minus 30 de grade după ce a plouat înainte. Păi el unde mai merg? Da. Mai ales la aparatele electrice. La electrice mai ales. De-aia zic că e foarte importantă și depozitarea și unde stau și cum stau.
Și cablurile cum sunt folosite? Da, și aici se întâmplă multe. Se rup cabluri, se întrerup cabluri, se trage de cablu. Da, da. Deci e foarte important, mai ales pentru cele care sunt în garanție. Cele care nu, îi la voi la service. Da. Am văzut că aveți un sistem de preluare destul de interesant. Se ia pe... la rând, cum ar veni. Da, se ia în ordinea intrărilor. Mi se pare cel mai corect, cel mai fair play față de toți clienții noștri. Ți se dă un termen? Un termen, da, estimativ, un cost estimativ. Și abia atunci ne apucăm de treabă. Da, și ce mai vreau să întreb? În cazul în care am văzut că aveți utilaje de la utilaje mari până la simple mașini de găurit. În cazul în care vine omul cu ceva mai mare în servis, cum faceți în primul rând, după ce preluați? Îi faceți un deviz estimativ sau și pentru a comanda piesa luați un avans sau cum se procedează? Da, în prima fază se face un deviz estimativ de reparație. Îi spuneți, doamne, la ta costă. Comunicăm, sau? Da. În momentul în care noi avem acea sculă la noi în servis, nu solicităm avans, nu totdeauna, depinde de prețurile pieselor, dar în mare parte nu solicităm avans pentru că avem garanția sculei. Este la noi, clientul are tot interesul să o repare, vine la noi, plătește și totul este în regulă. Momentan nu am pățit probleme de genul acesta, iar în cazul în care se întârzie ridicarea sculelor, acestea după vreo 90 de zile, eu știu că se casează automat. Deci dacă îți aduci ceva la reparat și nu mai vii după ea, sau da, fără să anunți, că poate, nu, trebuie să pleci undeva, te-ai internat în spital, habar n-am. Dar anunți, lași da, pe cineva. Da, e bine să anunți sau să lași pe cineva din familie sau apropiat care să vină să ridice scura. Sau măcar să ne informeze, domne, uite, avem o problemă, vă rugăm să mai păstrați acea sculă în custodia noastră. Se casează ce înseamnă? Se casează, adică se revinde, probabil, ca să ne recuperăm ce am investit în aceasta. Sau pur și simplu, dacă nu se poate repara și așa, se reciclează la centrele de reciclare. Bă, efectiv, dacă e o, da, dacă e o rablă, la rabla, programul da, rabla. Da, da. Deci 90 de zile, termenul... Da, este un termen destul de ok. 3 luni de zile. N-ai venit după ea? Pam, pam. Da. Nu? La gubelă. La gubele sau la revânzare, că sunt unele care... Nu, e sunt o chestiune destul de importantă, pentru că firma, având niște bani consumați cu acea sculă, corect, și neputând să-i recupereze în 90 de zile, consider că e un timp mai mult decât suficient și e la... Dar în momentul în care aduce, există un contract tip service între cel da, care aduce da, și... Da. Prin care, dacă citește bine, este de acord că dacă nu vine după 90 de zile, da, vorba aia nota, se confiscă. Pe nota de recepție, chiar s-au refăcut aceste note de recepție cu mesaje detaliate ca să înțeleagă. Foarte bine, asta e important. Sunt, da, sunt există, precizate. Există și posibilitatea ca cei care aduc un utilaj la reparat să aibă cumva sau să comande ei din altă parte piesa și voi doar să o mandați? Există și posibilitatea asta. Se poate, de ce nu? Adică, dacă... să zică, domnule, am eu sau am, mai am... Nu știu, unul mai... Da, da, da. Mulți au relații, poate și afară, aduc piese, da, nu e nicio problemă, se poate monta. Deci voi faceți doar partea de manoperă? Facem manoperă, sigur, nicio problemă, asigurăm funcționarea corespunzătoare, totul da, ok. Da, și tot, ce am, tot ieri am văzut la voi, un cetățean care a venit să-și ia mașina de tăiat, mașina de tăiat mașini, că era un, un flex din ăla mare, o pânză atâta. Și... am văzut că se face o verificare destul de atentă la ce s-a reparat. La... Da, se verifică destul de atent, pentru că nu dorim ca acel client să vină înapoi mai nemulțumit decât a fost atunci când a lăsat-o. Da, dorim nu, să da, vină, dar cu în alte condiții. Și ceea ce n-am mai observat eu sau n-am mai stat să văd, îi mai oferiți o oarecare garanție după reparație? A lucrării respective? Da, oferim și o garanție pe reparație. Se oferă, la unele piese, se oferă chiar garanție pe piese. Deci, da. Adică ai schimbat ceva, perii, habar n-am, alea trebuie să-l țină, nu știu,
cât ziceți voi, 30 de zile, 60 de zile. La consumabile e puțin discutabil, dar da, se oferă garanție de lucrare, se oferă de garanție. Lucrare, exact. Da. Și asta diferă în funcție de lucrare sau de piesele care le-ați pus în mașina respectivă. Și de una și de alta, cred că. Sau e o combinație? E o combinație, da. Diferă, pentru că și piesele, poate, de exemplu, perile nu prea se dau în garanție, sunt niște piese consumabile. Sau rulmenții sunt... Da, dar lucrarea în sine, schimbatul perilor, adică n-are voie să strice perile după două zile că s-au stricat perile care nu le-am schimbat. E vorba de lucrarea efectivă de schimbat a perilor. Da. Foarte important, iar am văzut că aveți tot la generatorul care a fost cumpărat ieri, aveți instrucțiuni foarte importante, cei de la service dau instrucțiunile de folosire, respectiv schimbarea uleiului, după o perioadă de nu știu câte ore. Da, la 20 de ore. La 20 de ore. Pentru rodaj, în prima parte a timpului de utilizare. După care, între 60 și 80 de ore de funcționare se poate schimba uleiul. Da, dar asta e foarte important. Este, da, sigur că da. Adică și verificat, schimbat, orice iei nou, are, ca orice mașină, are un rodaj. Da, are un rodaj. Și asta le explicați tuturor celor care au, indiferent că iau o mașină de găurit sau nu știu ce, domnule, în prima fază nu te apuci și... O rupi în 24 că nu mai merge. Adică se face rodajul, face o verificare și face aia să o folosești sănătos. Da. Se face oarecum cu instructajul respectiv cu toți cei care își achiziționează ceva de la voi? În limita timpului încercăm să le menționăm tuturor chestiunile de bază pentru utilaje și sculele care le au. Restul... Se confruntă citească. Cu certificatul de garanție și... Da, da, vezi că și certificat, mai... dacă n-ai folosit-o corespunzător, vii degeaba la garanție. Da, da. Deci nu poți să iei un, o mașină de găurit și să te apuci să bați cu ea de parcă ar fi ciocan. Da, adică se să, mai întâmplă, mai cunoaștem. Adică să nu fie conectată la priză și tu să începi să bați cu ea efectiv. Da. Da, se... Se utilizează asta de obicei utilajele care folosesc ulei. Aici e foarte important să iei uleiul respectiv, nu să bani niște ulei de acasă, că mai am niște ulei ars de la mașină și dau încolo, că nu mă duc să mai cumpăr încă un litru de ulei special de lanț sau de motor în doi timp sau mai știu eu cum o fi. De ce nu merge? Nu, dar nu poți să pui orice numai că să pui ulei. Deci chiar să pui. Tu poți, dar după ceea ce iese de acolo... Da, nu, trebuie respectat un anumit cod de ulei. Voi am văzut că vindeți și uleiuri, adică da, da. Aveți tot ce trebuie pentru utilajele pe care le vindeți. Da, cel mai des întâlnit la motoarele de generatoare, motopompe și așa, motoarele mai mari, este cel 10W30. Deci e un ulei care îl avem în stoc, un ulei de bună calitate, german. Bine, dar am văzut pe bidoane de ulei, acum nu știu dacă e așa, nu, scrie ulei e destinat, cu destinație specială, pentru nu știu ce. Nu e uleiul 10, că și poți să pui și la mașină 10W30, adică la ce? La scooter, așa-i? Da. Da, se poate. Dar în mare parte ăsta este uleiul utilizat și de motoarele acestea cu un cilindru. Am înțeles. Bun, care ar mai fi, abar n-am, alte lucruri pe care trebuie să le știe cei care vin la voi la service referitor la... perioada maximă de și nu aici mă refer perioada maximă de reparare și nu de depozitare. Adică nu știu cât perioada maximă de reparare în garanție conform legislației în vigoare este de 15 zile. Deci nu e voie să depășească. Nu este voie, doar deci ce se depășește se prelungește automat, se dau zile în certificatul de garanție. Se prelungește. Un alt lucru important, și aici sunt sigur că ești de acord cu mine, de obicei se întâmplă, îți dau cel mai des întâlnit exemplu din electronice, televizoare, mașini de spălat, așa mai departe. Te duci la magazin, unele magazine practică sistemul de mergeți la nu știu unde, te trimite la un service acreditat cu care au ei un contract. Există însă și magazine, spre plăcuta mea surprindere, care îți returnează, ori îți returnează banii, ori îți dau alt produs. Care, cum e cazul la voi? În cazul în care produsul respectiv nu se mai poate face sau costurile sunt prea scumpe sau nu știu, oricare ar fi motivul. Deci în funcție de caz, da. Deci e ceva care a crăpat, a bubuit, a pușcat motorul, n-are rost să mai...
se face o analiză, o constatare, se demontează, se fac niște poze, se trimit producătorului. Dacă le zice, bă, nu mai, n-are rost că... De comun acord stabilim ce se întâmplă mai departe pentru binele clientului. Dar există și posibilitatea asta care am zis eu, ori să-și primească bani, ori să primească unul nou? Există și posibilitatea, este ceva legal. Dar încercăm pe cât posibil să le reparăm. De multe ori s-a întâmplat că am primit chiar toate piesele, chiar dacă a fost o daună destul de zdravănă, am primit de la producător piesele toate, da. Noi... într-o condiție foarte bună. Și l-am asamblat la loc. Tot a fost super ok. Garanția este ok în continuare. Deci nu afectează clientul. Am înțeles. Numai așa că nu ia vreo bombă. Bun, dar la televizor e mai greu. Știi că de obicei la voi aveți marele noroc că serviciul este bine utilat și oamenii știu să repare. Dar dacă ți-e un LED cum și-a luat colegul ăsta de ultimă fiță, unde te duci să îl repari? Păi da, dar nu, ei te trimit la nu știu ce service, care se uită la ele, doamne, vezi de treabă. Nu ți-am spus, trebuie să-l schimb cu totul. Păi da, dar știi că asta se face o constatare care se trimite la nu știu unde, care și durează și tu stai fără televizor vreo lună, două. Din păcate, da. Păi asta vreau să te întreb, dacă și ăla e sistemul respectiv. Sau ei, dacă nu pot, îi sună pe aia, jap, trimiteți altul. Sau dau de da, unul din stoc. Da, așa e cel mai... Așa e cel mai corect, dar acum fiecare magazin are altă politică. Sistemul acela cum au serviciile auto, în cazul în care mașina ți-e reparat, să-i dai ceva la... Din păcate, nu. Adică cu închiriere. Acum, nu orice. Dar nu știu, o mașină de găuriți, să strică mașina de găuriți. Să-i dai alta cât... Pe perioada reparației? Da. Cu închiriere nu cred că au așa. Nu, cu sistem de închiriere nu. Cu toate că rău n-ar fi. De exemplu, uite, cu generatorul de ieri, era bine dacă... Omul vrea să închirieze generatorul pentru două zile, dădea un preț bun. Nu a găsit nicăieri. Asta cu închiriatul sculelor, în România nu prea merge, că România nu prea are grijă, cu toate că se știe că un... Nu are grijă și s-ar putea să și plece cu ele după alea două zile. Da, se facă ca și ăla cu ceasul. L-a luat la preț de achiziție. Da. Mersi mult. Mulți mulțumim tare mult. Și eu vă mulțumesc. Ne vedem și săptămâna viitoare. Rămâi aici în cea mai bună dimineață. Vorbim despre cursul valutar, vedem cât e francul și cu câte kilograme de monede mai plătesc românii la bancă rate, iar pe final din nou mergem către fermele Adon.